Bună, ce mai faceți? Și bun venit pe Gârm Minecraft Radu. Astăzi vă juca. Mamă, încă mai ies aici. Stai, eu ce sunt pe Minecraft? Da. Și pe această mapă care o voi crea, aș vrea să-mi lăsați provocări cu ce să construiesc. Cu ce să construiesc, adică de exemplu dacă îmi lasă cineva să fac pe Minecraft o masă de sticlă sau chestii din astea, înțelegeți? Na, eu voi încerca să fac, chiar dacă nu mi-ați spus voi, pe da pe flat. Ok. Și să zicem că am primit provocarea. Riana construiește o să zicem o mașină. Mașină. Deși eu nu prea știu să fac mașinile, dar nu. Intenția contează, că am încercat, nu? Îi voi pune așa. Ce știu, vreo 4 roți, așa. Și face așa, nu? Ai picat bine? Da! Idee ce să fac, dar na, eu încerc. Pentru că acolo în spate vor fi scaunele. De asta o să pun altfel de cuburi. Perfect, eu cred că arată bine. Nu știu după părerea voastră, dar părerea mea arată bine. Adică mai bine de atât se putea, dar na. Și cum să pun așa? Să... Cum să pun așa? Da, îi pun și așa, na. Așa în față. Perfect, nimic că bun. Ok, acum voi pune cuburile mașinii. Stai, pe chestiile astea pot să pun direct. Dacă pot să pun un scaun. Da, nu mai avea rost să pun astea. Dar le las așa. Le las așa că nu e nicio problemă. Uite aici, va fi aici, acolo în față, da? Unde va fi geamul? O să vedeți voi cum fac. Scuze că durează așa mult să fac, dar nu prea mă pricep la construit mașini. Mai am zis și eu un cuvânt ce mi-a venit în minte. Așa că... Cam asta glumeam. Perfect. Voi face așa. Dacă nu vă place, asta e. Eu am făcut-o cum am putut. Și bine că am încercat și că... Știu că vă nu prea vă plac videoclipurile mele. Dar aș vrea să primesc multe like-uri, să reușim niște abonări și îmi veți da
curaj ca să fac mai bine videoclipurile. Vă veți da un fel de încredere. Încredere, da, încredere. Vă veți da încredere și eu o să pot să fac. Pentru că voi îmi veți da încredere. Așa m-am dorit, dar nu asta contează. Cred că am avut intenția să fac. Am postat un comentariu la o chestie și am scris că frumusețea, dacă ești urât pe interior, ești frumos pe... Dacă ești urât pe exterior, ești frumos în interior. Dar ei nu au crezut și este foarte rău. Pentru că așa și este. Trimiteți-mi în comentarii dacă sunteți de acord. Frumusețea nu e doar la exterior, e și la interior. Depinde, să zicem că e o femeie frumoasă, dar rea. Nu știu cum să-i fac ăsta scan ca să stea cu fața aici. Cred că-i fac așa scan. Fac așa. Din asta. Da, și astea sunt scanele. Cred că o să fac așa. Nu știu, cred că o să vină. Dar de fapt, asta că-i pun și așa. Să-i banul. Scuze că v-am ținut 6 minute ca eu să construiesc o mașină, dar nu, cum v-am spus, nu sunt foarte bun la construit mașini. Aici voi lăsa pentru ușă. Super. Oare ce s-a întâmplat? A, nu știu. Așa. Ce facem? Ok. Hai să cred că voi pune asta ca volan. Așa, voilà. Și uite, să zicem că dacă apăs pe butonul ăsta, se pornește mașina. Na, și să pun și scaune în față. Vor fi două, așa. Așa vor fi. Vor fi geamuri. La ambele. Aici. Așa vor fi și torțe. Să luminăm pe aici, nu? De asta doar atunci când se pornește mașina. Așa. Perfect. Și asta este mașina noastră. Eu tot am impresia că am uitat ceva. Nu știu. Na. Și acum voi face ca și cum eu sunt șoferul. Ok, haideți că plecăm. Ah, gata, m-am amintit ce-am uitat. Farurile. Trebuie să le pun pe interior. Cum toată lumea știe, fără faruri nu poți circula pentru că vei primi amendă. Trebuie mereu să ai farurile pornite. Știam eu că ceva am uitat, dar nu eram sigură ce. Dar bine că mi-am amintit farurile. Na, că dacă stau aici conduc, nu e nicio problemă, că trebuie să opresc astea. Perfect.
Ok, deci mă voi preface. Ok, copii, hai să plecăm la școală. Haide, luați acolo loc. Așa. Hai să pornim. Stai, am uitat. Gata. Am amintit, trebuie să-i pun număr la mașină. Nu știu, pun și o Timișoara aici, în față. Nu, stai. Așa. Nu am ce să fac, nu pot să-l dau mai încolo. Nu știu de ce, așa că să pun aici în jos. România. Sus, voi pe aici, voi pune TM, adică Timișoara și scriu MOL. C783. Da, de exemplu. De la România, Timișoara, da. Deci, Nu, 5, 7, 8, 9, parcă era, nu?